La fel ca la edițiile precedente, cei mai mulți sportivi moldoveni reprezintă atletismul. Cel mai experimentat este Ivan Emelianov, care se află la 4 olimpiade din carieră. Atletul de 39 de ani egalează astfel recordul olic moldovan Vadim Vakarciuk și Andrei Zaharov. La aruncarea greutății va concura și Dimitriana Surdu. La 3 olimpiade la rând va fi Zalina Margiev, care la ediția trecută a ocupat locul 8. Familia Margiev va fi reprezentată la aruncarea ciocanului și de Sergei Margiev și Marina Nikishenko. Pentru a treia oară la Jocurile Olimpice va participa și Vladimir Letnikov la triplu salt. Primii care au reușit calificarea au fost maratoniștii Roman Prodius și Lilia Fisikovici. La aruncarea discului va fi Natalia Stratulat. Trei sportivi vom avea la luptele libere. Nicolae Ceban va concura la 3 olimpiade, iar Evgeni Nedialcu și Mariana Kerdivare Iașanu vor participa pentru prima dată. La canoe vor evolua frații Sergei și Oleg Tarnovski, considerați ca real pretendenți de a obține medalii la Rio. Cei doi vor concura la 1000 metri, respectiv 200 metri simplu, dar și în pereche la 1000 metri dublu. La ediția trecută, Moldova a obținut cele două medalii de bronz la haltere, proba care va avea din nou doi reprezentanți. Aleși au fost Sergei Cechir la 69 kg și Alexandru Șpac, 77 kg. Doi sportivi vor fi și la natație. Tatiana Kishka va concura la a doua olimpiadă la rând, în timp ce Alexei Sanco va fi cel mai tânăr participant de lotul Moldovei, el având 16 ani. În alte trei probe vom avea câte un reprezentant. La taekwondo va concura un alt sportiv cu șanse la medalii, Aaron Cook. La judo pentru Moldova va evolua Valeriu Duminică, iar la tir cu arcul va participa Alexandra Mârca.